Aici, dumneavoastră. Da. Unde e următorul punct al meu? Să rămână, doamnă. Ce cauză nu-i președinte? Bine. Să rămână, doamnă. Bună ziua, bună ziua, ce faceți? Salut. Bună, bună. V-am intersectat până la urmă. Ne-am scris ziua asta fantastică. Salut, salut. Pentru bună ziua, salut. Ce vă facem pe tine? Cum se pare până acum? Ne-ați văzut urmele, asta vreau să... Nu? Nu se vede din mașina asta întunecată. Dar se văd aici, pe, direct pe teren se văd urmele. La ce concluzie ați ajuns? E ilegal ce se face sau nu? Nu, încă nu am ajuns la nicio concluzie. Vreau să văd până jos și după aceea. Și pe râu Buda e recomandat. Nu știu dacă ajung și pe râu Buda, dar vreau să văd cum merg astea. Nu are acord de mediu valabil proiectul în momentul de față. Deci acordul cel de pe cap. Acordul de mediu. Eu știu situația râului cap. Acordul de mediu a devenit caduc în toamna anului deci trecut. Deci este aici așa, președintele foarte agenției, bine. Președintele de la ANAR, comisarul da. General de la da. Gardă. Da, 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 da. Lucrările au continuat, deși trebuia primit un nou acord de mediu. Și lucrările au continuat. Noi am semnalat în repetate rânduri acest lucru, investitorii au cerut acord de mediu, dar lucrările au continuat. Adică când se face o evaluare, lucrurile se opresc și ANAR-ul... Nu am tras nicio concluzie deocamdată. Trebuie vorbit pe hârtie. Trebuie deci vorbit realitatea pe hârtie. Din teren se vede. Lucrările pe Albia... Ce se vede, poate fi acoperit cu niște cifre... Care și asta e o problemă, o pentru de fond, că, bun, dar oricum se vede cu ochiul liber că hidromorfologia a fost afectată, adică s-a intervenit în Albia Minoră a râului, pur și simplu. Trebuie din cauza... Albia Majoră care? Albia Majoră, cred că și noi suntem pe Albia Majoră, Albia Minoră este zona unde surge apa. A, și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, e problemă, și punct de vedere legat. Cu atât mai îngrijorat suntem, având în vedere că legea e destul de... Undeva mai jos, cam la vreo 10-15 km, unde am lăsat și noi mai multe urme. Se poate vedea coborând dar mai un pic așa, de-a lungul Albiei, cum unul din maluri, dar asta cam la toate opririle se face. Unul din maluri, cel puțin, este pietriș de ăsta împins de escavatoare. Deci în momentul în care se vede pietriș împins de escavatoare în Albia râului, nu mai este niciun dubiu că acolo s-a lucrat de-a lungul Albiei și s-a luat jumate din ea. Și încă se vede ca un mal amenajat artificial, nu trebuie să... Și încă o problemă este lisa avizului de la Natura 2, pentru că e în SIT Natura 2. Și deja comisia s-a mobilizat. Am înțeles că au fost câteva controle asta primăvară sau numai. Nu, avem o scrisoare. De solicitare de informații de la comisie și de aceea ne-am zis să vedem la deci, fața locului de vedere... pentru că ne cer informații despre toate investițiile. Bun, acum râul acesta e deja sacrificat. Mi-au mai spus unii oameni dintre constructori că în urma protestelor noastre au încercat să mai evite, să mai rupă copaci, să mai intre în maluri, să mai devieze foarte mult. Dar evident că este un exemplu și... Cu restul 2000 ce facem? Sau câte da, sunt problema e cealaltă. Nu, pe râul, doamne... sunt 2000, sunt, au identificat. Sunt 430... nu, Geta, Olimpia. În, 432, din care 77 funcționează. Sunt înainte și 50 sunt în perioada de execuție. Deci astea sunt. Doar. Și noi da. Am... Adică cam toate râurile importante. Ultimul control, al treilea, de când am preluat mandatul, a fost săptămâna trecută.
făcut de către ANAR și de către Garda de Mediu, s-a dispus un set de măsuri de conformare privind protecția mediului până pe data de 16 septembrie. Și în situația în care nu se conformează la măsurile dispuse prin acordul revizuit, după 16 septembrie, atunci, conform legii mediului, articolul 17, se suspendă activitatea 6 luni de zile. Bun, dar acum avem cazul ăsta concret. Poate domnul inginer ne pot spune. Malurile astea. Și vedeți cum e deviat curs. Așa era normal să fie? Lucrările aici, de când s-a efectuat priza de apă, au fost deviate, conform proiectului. Eu sunt șeful de proiect. Așa. Și așa este și normal. Dacă observați, însă dumneavoastră a spus că este pietriș și că nu s-a respectat malul. Observați acolo iarba crescută. Acela este malul. Iarba. Sunteți de acord? Nu. Iarba nu crește în 6 luni de zile. Deci vă spun, lucrarea este încheiată acum 3 luni de zile. Așa. Bun. Deci s-a încercat și niciun investitor nu se joacă cu limita de proprietate. Știți ce se întâmplă dacă se execută o lucrare pe alt teren decât al tău? Lucrarea se confiscă și devine a statului român. Deci, în nicio formă, nu s-a făcut acest lucru. Că? Dumneavoastră a spus că este în adem legi. Unde este problema noastră nu este că ați încălcat sau nu ați încălcat o proprietate. Eu discut de protecția mediului, da? Dumneavoastră ați început o investiție în 2009, înțeleg, da? Investiție în perioada căreia, pentru necesarul de avize de reglementare, erați supuși unei anumite legi care nu era înnoită, adaptată la situația din 2010, când s-a binevoit a transpune niște directive de la nivelul Uniunii Europene. Numai că, în conformitate cu legislația nouă, autoritățile trebuiau să scoată pe parcursul, după ce a intrat în vigoare legislația, trebuiau să scoată niște proceduri care până la ora actuală nu au fost luate. Corect. Iarăși am venit noi și o să invit pe domnii de la Coaliția pentru Mediu, cum ne-am obișnuit să lucrăm, ca așa am spus, în următoarea ședință CAT, să discutăm pe această procedură. În așa fel încât să nu mai existe nici solicitări de informări de la Comisia Europeană, pentru că niște actori politici din fosta guvernare nu și-au făcut treaba, nici natura să nu sufere, care e principala noastră grijă, și să putem să avem și energie regenerabilă. Și atunci cred că dialogul este soluția de a coopera pe bază legală, în baza legislației și, bineînțeles, ținând cont și de faptul că la masa de propuneri și de măsuri, primul care trebuie să-și spună cuvântul, trebuie să fie custodele, care până acum nu a venit să ne spună ce se întâmplă și cum se întâmplă. Da, și practic Natura 2000 nu există în... Exact. Păi nu există în acte și... Păi a venit, dar acum noi am verificat la minister, avem de la nu există, de la custode, nu avem nimic. Am scris eu la custode și mi-a spus că... S-a solicitat avizul custodele acum la avizul rechizitator. Da, dar s-a solicitat la finalul lucrării. Dânșii au solicitat, dar 80% din lucrarea e făcută. Pe baza cui? La începutul lucrării nu exista. Atunci ar fi trebuit ministerul, conform legii, ar fi trebuit ministerul să... Dacă nu există un custodie, dacă nu este custode, Agenția Națională de Protecție a Mediului trebuie să dea avizul Natura 2000. Pentru că s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Probabil. Nu era înființat custodie. Dacă nu există custodia, asta nu înseamnă că nu trebuie să avem avize la Natura 2000. Pentru că sunt foarte mulți care nu au custode. Absolut, respectiv Agenția de Mediu a dat avizul la Natura 2000. Ba da. Rog frumos, păi și atunci de ce a trimis comisia scrisoare? Agenția de Mediu este prezentă. Unde sunt colegii de la agenție? De aici. S-a dat... 2007. Numai puțin. Vă rog. Deci aici se spune că s-a dat aviz de mediu de către agenție pentru custode pentru Natura 2000. Ca așa se prevedea legea atunci. Avizul Natura 2000 este una, avizul custodelui este alta. Sunt două lucruri diferite, da? Avizul custodelui l-a dat agenția
pentru că nu exista custode și prin efectul HG-ului 918, Agenția Regională Pitești îndeplinea această calitate. Avizul Natura 2000 se dă în urma procedurii de evaluare adecvată de către Agenția de Mediu, dar la data când a fost început proiectul, România nu avea o procedură de evaluare adecvată. Ce a spus doamna ministru, decât din mai 2010 avem această procedură. Da, dar proiectul s-a modificat de câteva ori pe parcurs și domnul proiectant poate să ne spună acest lucru. În momentul în care proiectul se modifică, se reface toată documentația. Se revizuiește toată. Nu sunt de esență. Modificări, actualizează coordonatele topo. Și cine stabilește dacă sunt de esență sau nu sunt de esență? General. Păi nu știu, eu sunt mediu. Eu am dreptul să-mi stabilesc eu care sunt condițiile și impactul asupra mediului. Oricum, din punctul nostru de vedere, că am discutat cu toți colegii, este absolut esențial să se refacă impactul asupra mediului. Este în același timp și un semnal pentru ceilalți investitori că lucrurile nu sunt lăsate de izbeliști, așa cum s-a întâmplat până acum, practic. Pentru că investiția e aproape finalizată și noi încă alergăm după acordul Natura 2000. Că sunt și investiții în rezervații naturale. Și esențială este pe lege. Dar n-am auzit nimic să ziceți. Noi trebuie să măsurăm impactul pe care orice investiție îl are asupra. Dar din punct de vedere ierarhic, o rezervație naturală este deasupra unui site Natura 2000. Poftiți? Așa este. Da, și deviația acum, iarăși. Este această problemă legală pe de o parte, pe de altă parte, dincolo de lege, mă scuzați, este vorba de modul în care se fac efectiv lucrările și de veșnica discuție cu ce este Albia Minoră și cu ce nu este. Dar mergând în jos se vede și intrând așa puțin, se vede cum de multe cazuri ați contesta. Eu nu am ceva cu un constructor sau cu altul. Nu e vorba de constructor, e vorba de investitor. Se vede pur și simplu cum malul este artificial făcut din. Dar nu aici neapărat în demnicezii noastre, un pic mai jos unde ne-am și oprit noi. Deci, eu vreau să tragem următoarele concluzii, că dacă stăm așa, fiecare va veni cu punctul lui de vedere. Eu mă realiez și mă pliez întotdeauna pe ceea ce susțin ecologiștii, pentru că asta e misiunea noastră de a proteja mediul. Da. Și decât să intrăm într-o astfel de discută, acum eu zic așa, primul pas, s-au dispus măsuri până pe 16-9 de conformare. Da. De la se respectă și nu se îndeplinesc. Lucrările conform articolul 17 se suspendă. Da, domnule. Doi, dacă este, nu dacă, este nevoie de reluarea studiului de impact asupra mediului, pentru că au intervenit modificări de-a lungul executării lucrărilor și este nevoie să vedem în ce măsură a fost afectată sau nu biodiversitatea pe zona râului Capra, ca și celelalte două, Buda și Oti. Așteptăm în următoarea ședință CAT împreună cu Coaliția pentru Mediu și cu, pe baza propunerilor pe care este obligat custodele să le facă a măsurilor privind biodiversitatea, să hotărâm cum vor merge în continuare toate celelalte proceduri, pentru că nu discutăm numai despre energia regenerabilă captată de pe râul Capra sau Buda sau Otic, ci de cele 50 de microhidrocentrale care în momentul de față sunt în curs de execuție. Deci acestea sunt concluziile noastre. S-au făcut dezbateri publice pe toate aceste proiecte. Nu s-au auzit nimic de știu, deci noi am era anul 2019. Nu mai puțin. Noi suntem în momentul de față la al patrulea control. Eu fiind prezent aici prima oară, dar din iunie, de la început și până acum, s-au făcut 3 controle efectuate de către Garda de Mediu, de Agenția de Mediu și de către Apele Române. În urma acestor 3 controle care s-au făcut, s-au dispus anumite măsuri. Trebuie să se conformeze până pe data de 16-a 9-a. Și nu mai repet că după aceea se suspendă lucrările. Deci imediat ce am preluat
poziția și am discutat toate problemele prioritare în analiză cu, și le-am analizat împreună cu Coaliția pentru Mediu, cu toate celelalte ONG-uri, cum e și firesc, unul dintre subiecte a fost microhidrocentralele. S-au trimis și s-au făcut verificări la fața locului, iată că acum suntem și împreună, cum este normal să dialogăm. Deci nu am stat așa. Pe lângă asta vreau să vă spun că s-a primit scrisoarea de informare din partea Comisiei Europene prin EU Pilot. În situația în care nu transmitem informațiile corecte și complete, se poate intra într-o procedură de infringement. Vrem să evităm acest lucru și să găsim cele mai bune soluții, astfel încât să avem și energie regenerabilă, dar să și respectăm natura. Exact. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu se pot îmbina și capra și varza, apropo și la figurat, capra ce facem? Ba da, se vor putea îmbina, trebuie să se îmbine. Oriunde în lumea asta, indiferent unde dezvoltarea economică trebuie să se îmbine cu conservarea biodiversității. Ceea ce nu avem noi în momentul acesta în România, și acest lucru am discutat, este că nu sunt stabilite clar niște condiții, niște criterii în zona, că vorbim de parcuri, de arii protejate, de situri Natura 2000, așa fel încât dezvoltarea economică să se îmbine cu conservarea biodiversității. Adică, tot ce avem pe codul CAEN și ca și activități economice trebuie să se îmbine cu condițiile de conservare a biodiversității și trebuie stabilite niște criterii clare. Altfel, în mentalul colectiv există ideea că, domnule, e arie protejată sau SID Natura 2000 sau rezervație sau cum vreți să-i spuneți, în care nu se poate face nimic. Nu, se poate face, dar cu respectarea naturii pe zona respectivă. Dacă mai permite, se pot face activități economice, turismul, de exemplu, dar sunt altele care se bat cap în cap cu turismul. Tocmai de aceea le stabilim împreună cu societatea civilă, respectiv cu Coaliția pentru Mediu, în conformitate cu normele și reglementările europene, toate acele criterii care vor sta la baza conservării biodiversității cu dezvoltarea economică pentru zonele protejate, ariile protejate. Și cred că sunt specialiști. Da, noi credem că miza fiind și celelalte sute de râuri este esențială după ce faceți această evaluare și o dezbatere publică, inclusiv absolut, cu mass media și chiar și cu investitorii care până la urmă au un angajament și nu vrem să fie... Da, așa este, pentru că până la urmă... Investitorii trebuie luați în seamă că au interese și după interesele lucrează pe alte părți, dacă nu sunt exprimate transparent în față. Corect. Și oamenii trebuie să-și spună ce vor să facă, până cât să fie clar pentru toată lumea și, nu, și trebuie să se conformeze unor reguli după aceea. În primul rând că trebuie să avem și viziune, în sensul că noi am mai discutat lucrurile acestea. Că în momentul în care m-am angajat ca și stat membru că voi contribui cu 24% energie regenerabilă până în 2020, trebuie să știu din ce se compune această contribuție de energie regenerabilă. Cât pe apă, cât pe aer, cât pe vânt, cât pe biomasă, cât pe soare. Și în funcție de asta se stabilește strategia. În ceea ce privește microhidrocentralele sau energia regenerabilă pe hidro, este nevoie să cunoaștem și care este puterea hidroenergetică pe care o oferă natura în România și să stabilim o strategie. Evaluarea hidro pe fiecare rută. Nu ajungeam în situația asta dacă s-ar fi stabilit. Cât debit mai rămâne după ce e captat? Debitul ecologic. Debitul ecologic este 20% din debitul mediu multianual și pe lângă acest debit, debitele instalate sunt mai mici decât debitele în mod normal pe aceste râuri. Ele fiind, de exemplu, cam 1,25 din debitul mediu multianual. Asta înseamnă că peste 50% din volumul de apă care se scurgea în mod normal, din volumul de apă care se scurgea în mod normal, cam peste 50% se va scurge după. Este un lucru sensibil și să știți că noi îl înțelegem și culmea. Eu am și discutat cu dumneavoastră, sunt de acord. Nu o să vedeți pe nimeni recunoscând că există un impact asupra mediului. Noi îl recunoaștem.
din cauza aceasta și conlucrăm. Să știți că și noi avem specialiști, ba chiar mai mult, colaborăm cu instituții din afară în care le cerem părerea despre aceste lucruri și încercăm să fim la zi cu normele, să zicem, tehnice europene. Da, uitați că ca să fim cu pas înainte. Și pentru că în momentul asta a fost griza investitorului. Nu aveți un acord de mediu valabil. Despre asta nu. Nu mai e caduc. Criza a fost ce se va întâmpla peste 5-10 ani. El, din cauza aceasta, a dispus anumite măsuri de colectare informații date de ce se întâmplă în celelalte țări europene. Și în felul ăsta ne-am îngrijit. Nu pot să spun că nu există mici retușuri. De exemplu, s-a lăsat fier beton cine știe pe unde. Nu s-a folosit folie de polietilenă și în felul ăsta, de exemplu, fierul beton ruginit și nu mai știu eu ce afectează solul. Deci, dar lucrurile, în principiu și în detaliu, s-a încercat cât se poate de bine. Așteptăm orice constructiv din partea dumneavoastră ce ați văzut. Așa? Și noi să ne supunem. Ce a zis dumneavoastră? Dom'le, am văzut malul artificial. Există și explicații drept, și... 200 de metri drept. Așa. Așa. Și există, să vă spun ce se întâmplă. Și în momentul în care s-au făcut, pentru că era Albia Minoră, excavatorul are o cupă care este un pic mai mare decât permite accesul în teren. Și din cauza aceasta. Aceasta e o greșeală. Aceasta, din punctul meu de vedere, ne asumăm. Nu fac niciun efort. Chiar îmi place foarte mult și e obligația noastră de a ne deplasa. Eu vă mulțumesc pentru că în baza unei bune colaborări și transparențe, atunci se pot face lucrurile bune. Ultima întrebare. N-ar trebui revizuită legislația privind certificatele verzi, care încurajează, de fapt, intervențiile astea? Că nu vânzarea curentului e afacerea, că sunt certificatele verzi. Și de aceea vedem asaltul acesta asupra naturii. Că dacă n-ar fi aceste certificate verzi, niște subvenții care distorsionează piața de energie, dumneavoastră nu ați fi aici. Și noi, nici noi n-am fi aici și am fi fericiți. Păcate, însă trebuie să respectăm o legislație europeană în ceea ce privește energia regenerabilă. Deci, și dacă o revizuiți, nu se mai fac nimeni investiții și atunci plătim. Deci, toată lumea o repede în săptămâna, în prima săptămână a lunii septembrie, merg la Bruxelles, la Comisia Europeană și am întâlnire chiar cu comisarul pe schimbări climatice, Connie Hedegaard, iar unul din subiecte este legat de schema de tranzacționat. În momentul după întâlnirea respectivă, care va fi urmată și de o conferință de presă, vom discuta probleme. Până atunci ne documentăm în funcție de legislație existentă la nivelul Uniunii Europene și propunerile care se fac acolo. Bine.